Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nominat episod de Minecraft de data aceasta. Mai facem un nou episod, mă rog, facem un episod nou, care m-am gândit să mergem la mină în continuare. Poate mai găsim diamante. Astăzi este luni, prima zi de școală și aș vrea să lăsați în comentarii să-mi ziceți cum a fost la voi prima zi de școală. Bă, la mine a fost prima zi de liceu. Și, na, a fost ok, să zicem. Da, na, acum ce să faci? Vine școala, trece școala și noi rămânem cu amintirile. Așa, hai să facem ăstea de... stai că s-aude. Eu am și telefonul pornit, ca știu pe cine pun pe perete. Deci... Așa, bun, deci punem ăstea. Avem un fel următor. Uite. Eduard Bendeac. Eduard Bendeac? Bendeac? Așa, nu Bendeac. Benedec. Așa. Deci Eduard Bendeac. Și Duț cel Mare. Duț cel Mare l-am scris corect, doar că l-am scris cu majuscule, se vadă mai bine. Deci, băgăm în felul următor. Cristi, odată. Te salut, e mereu pe episoade și m-a rugat să postez și în timpul școlii. Dă să punem aici. Deci rog, Cristi și cu, mai era un băiat, poți să mă pui și pe mine pe perete, Armin Kovacs. Armin Kovacs. Perfect. Aici sunt toți abonații de pe perete. Mă rog, ăștia sunt toți. Da. Cam așa trebuie. Eu n-o zbos bun. Am pus pe toți. Hai să mergem, ne băgăm la somn. Deci vreau să, dacă doriți să apăsați pe perete, să apăreți pe perete, desigur, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să-mi lăsați un comentariu, cel mai important, ca să văd acolo că vreți să apăreți pe perete. Bun, hai să-mi fac repede o sabie. Uite aici o sabie. Hai să mergem în continuare, nu. Am uitat torțe, da. Iau așa. Ceva de genul. Facem 24, bun. Hai că avem, hai să mergem. Să vedem ce putem să găsim. Ia, coborăm și noi frumos. Și să vedem ce reușim să găsim aici. În frumoasa noastră mină. Mă rog, episodul ăsta va fi puțin mai scurt. Mă rog, în următoarele episoade o să încerc să postez în fiecare zi. Dar nu știu sigur, sunt și cu școala și, mă rog, la liceu și învăț și după amiaza și e puțin mai greu la mine. De asta a trecut vacanța de vară, săraca. Și atunci puteam să postez chiar zilnică, na. Dar acum, na, nu prea pot că sunt ocupat și cu școala și... Da, mama e de școală, asta e, ce să-i facem. A venit. Ce să faci acum? Hai să coborâm în frumoasa noastră mină. Vedem ce se mai întâmplă și pe aici. Uh.
Mai e apa, nu? Mai. N-aveam cum să plece, n-am mai intrat pe hartă de la ultimul clip. Ia să vedem, ia. Pe aici uite aur. O să luăm și pe ăsta, e bun. Perfect. Redstone, aur acolo, nu. Uite, ăsta e iron. Asta da, e iron. Hai să luăm și pe repede. Pe mititelul de el. Acolo am găsit asta cu mobii. Parcă era de băjanjeni. Era de păianjeni ăla. Dar, e ok, dau și XP. Ah, ce faci, frate? Dar ăștia nimeni te lovesc, ăștia. N-am ce treabă, băieții mei. N-au un pic de treabă. Ia, uite-l, uite-l pe Gigel. Casca de aur. Hai mă, calmează-te și tu. Calmați-vă, băieți, că nu e așa. Și tu ce cauți? Vrei și tu bătaie, nu? Nu ți-a ajuns bătaia pe care ți-am dat-o? Nu, vrea și el, mă, bătaie, mă. A venit și băiatul. Băiatul, montatul. Oh, și tu aici. Pe zonă, frumos. Așa, o să spargem, că băgăm câte 10 torce deodată. O schema din berceni. E aici ce se mai întâmplă. Aici ce iarăși coborăm. Da. Aici e altă mină. Aici văd că e și iron. Sunt și niște bucățele mici de iron. Stau și ele, hai să le spargem. Le devorăm. Bam, odată. Da, și nimic altceva. Mai fac acolo redstone. Bă, hai să le luăm și... Hai să luăm goldul ăsta. Goldul e mai important, sincer, decât redstone. Adică n-ai să faci mare lucru cu redstone. În afară de... telea prăstioare, telea de camere, nu știu ce fel de camere, toate cele pe acolo. O să mai băgăm torce pe aia, să spawnează prietenași. M-a rubat. Hai să urcăm puțin. Urcăm puțin. Puteți să-mi lăsați în comentarii, să-mi ziceți în ce clasă sunteți, să știu. Și cel mai important, am uitat să vă zic, cel mai important, să-mi ziceți la ce oră doriți să postez. Ăsta îl postez acum pe la ora 5-6, dar să-mi ziceți neapărat pe la ce oră doriți să postez în timpul săptămânii. Unde ești? Adică de la 1 până pe la ora 7-8, da, de la 1 până la 8 seara nu prea pot să postez. Dar dacă doriți de la 9 sau de dimineață, sau chiar de la ora 12, puteți să-mi ziceți. Oricum o să mai fie dăți în care nu o să postez, că nu pot chiar așa zilnic. Încerc măcar la 2 zile, maxim să pun câte un episod, că e puțin mai greu așa. Cu vacanța era ușor, n-aveai niciun stres, puneai, puteam să pun și câte 10 episoade pe zi, că tot mă jucam, era același lucru, dar așa, cu școala e și ea importantă într-un fel și trebuie. Așa, hai să, bă, nu m-aș mai duce în mina aia, că nu mă simt pregătit să mă bag cu zombalăie aia pe acolo.
O să mai mănânc morcovul ăsta. Am niște morcovi. Bă, ar trebui puțin să mergem la fermă. Să continuăm pe acolo, că trăim numai din morcovi, din mâncare de asta. Vai de capul ei. Mai facem la porci acolo, mai înmulțim la vaci, la oi. Repede că și aia ne trebuie. N-ai vrea să stop apa, că mă mai duc așa carusel până jos. Când cobor și bă, ajung mai repede. Na, când urc e puțin mai greu, dar o iau pe lângă. Și așa mai scutez din timp. Din timpul pierdut. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat și cu ferma de când am lipsit. Mă rog, eu n-am mai intrat pe Minecraft de sâmbătă. Că am postat sâmbătă cele două episoade și n-am mai făcut ieri, duminică. Și na, postez astăzi după școală. Eu o să învăț după amiaza și na, e zeale. Asta e. Mergem repede. Mă enervează cările astea, trebuie să le schimbăm. Pă bune că... Na. Oricum data... A, da, nu... Voiam să zic data, dar e 5-a... A cât? A 8-a? A 9-a suntem. Septembrie. Data când filmez. Hai să mergem. Să vedem pe aici și lea ce mai putem să facem. Nu, jale. Asta e să mai întâmplă. Ce porci împuțiți. Dă sapa asta. Gata. Mai trebuie morcovi. Mai spargem aici repede. Bam. Ceva de genul. Cam așa. Mai luăm morcov de aici. Gata. Așa facem. Oh, nu. Am spart și porcăria asta de ridiche. De ridichi. Da, na. Hai că avem momentan niște mâncărică. Putem să o mâncăm. Băi, păi fân îmi trebuia. Mai sunt aici niște bucăți de fân, dar... Uite, 5 sizuri. Ce să-mi trebuie? Că n-avem fân deloc, deci suntem morți pe fân. N-avem o treabă. Fânul e bun. Mai ales dacă avem și vaci, oi și... toate porătănile. O să pun și pe ăsta. Punem, dăm cuit pe văcuțe. Da. Hai, mergem, ne culcăm. Ne băgăm la somnic, pam. Gata, ne-am băgat și noi la somnic. Astăzi au fost mai puțini abonați, 2. Dar dacă am uitat să te pun pe perete, nu știu, probabil am sărit sau așa, să-mi lași iarăși numele în comentarii, că data viitoare nu mai am avut 2 episoade și probabil am mai sărit persoane. Îmi pare foarte rău dacă cam așa arată zona noastră. Arată bine, n-am ce să zic. E miștoc. Miștocăreală. E fain. Mă rog, dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, n-a fost un episod așa wow, sincer. Am fost la mine, am minat, cred că, puțin iron și am mai făcut ferma, dar am zis, bă, dacă a vrut Cristi să mai fac un episod, fac pentru el și pentru restul care vor să se uite și care vor să apară pe perete. Se tot strângeau acolo abonați și mai uitam de ei. Îmi pare dacă am uitat de tine, sincer. Și oricum, o să încerc să postez cum pot în timpul școlii și să-mi ziceți neapărat la ce oră
să fac, să pun clipurile. Că eu o să le fac dinainte și doar le pun pe privat și când vine ora în care doriți să postez, atunci intru repede și le pun. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de like, de subscribe și noi ne auzim desigur data viitoare. Pa!